Ene mi-a spus că pana ai minte. Dar nu credeam să fiu un pion atât de important încât banda să-l lichideze. Da. Parcă Coana Urica era importantă? Era măsa a dracu de nenorocit. Măsa cu ea lui Panait? Aia lui Panait, a lui Voicu. Mi-a zburat de sub nas chiar din arestul poliției. Dar las că pun eu mâna pe ea. Apropo, unde l-ai dibuit? La caratiști. Da, normal. Ai văzut? Ești băiat de ștepiticule. Nu-s multe centre în București. Și acum unde mă porți cu eleganța dumitale caracteristică? Într-o spelunca ordinară. Așa cum voi cum ai acolo, în parohie. Nu pune pariu, că iar pierzi. Bine. Parcă nu te-am mai văzut aici. Muzică prin zone adulceață de fetiță și eram curios. Te pomenești cu fiul ăla? Te-ai prins? Da? Ce cap mișto am. Dar pe tăticu de ce l-ai adus? Nu știu. Cu mine vorbești artistul? Ești impresar să nu-ți fie de pe ochi. Le citește la fix? Dau și ora exactă, să știi. Mă rog. Cine e gladiatorul? Este un tip de-a dracu. Te pomănești că ești cadă de conducere. Dar ești șofer pe submarin atomic. Aici ai putea să nu mergi. Artisto, aloc. Iaurt? Nu-i la mișto? Dacă se tai pe lactate, găsei la tactul în frigider. Nu umblai prin toate bombele. Ai vorbit exact ca proful de mate. De câte ori le discursează, plângem de udă în batistele. Tineret studios, nu? Tu vezi și eu într-a 12-a la Cantemir. Și ai tăi știu că umbli brambura prin cârciun? Ai mei nu stau pe acasă. Tata are domiciliu forțat la Renviera, iar mama e flotantă. Radu. Tata a murit, mama unde a face? Umblă prin țară, străinătate? Trombone, artistul. Built.
Rezervative și Ștefan cel Mare. Ce generație nenorocită. Noi eram alfa. Zău, dai tu 15 pensii alimentare? Te rog foarte mult, asta e altă problemă, da? Am mai discutat-o. Sorry, dar barul n-are gheață. Am încă mai obosit. Dar de ce? Sunteți invitații mei? Poate dumnealui. Eu nu dau decât carcalete. Păi de-asta n-au. Dar avem noi la prăvălie. Poftim? Care prăvălie? Am mai cum. Ține non-stop în moșilor. Nic! Cine ți-a știut? Niște prieteni. Am uitat să-i întreb cum îi cheamă. Richard Gere. La dans. Te-au apucat sentimentalismele pentru toți derbedei? Hm? Sau poate ți-a căzut cu tronc? Hai, nu fi tâmpit. E păcat să fii făcută praf. Bușelile din tinerețe lasă urme. Câteodată sunt definitive. Dacă o ții tot așa, mă apucă plânsul. Hai să luăm declarația. Dacă nu e grav implicat în poveste, să o expediem imediat. Cât nu e suliță pe fază. Mi se rupe inima. Costi carismaticul din toate școlile, nu înțelegi? Foarte bine, foarte bine. Păi asta ar trebui să se întâmple. Așa ar fi pedagogic. Hai mă, nu mai fă pe nebună. Ți se pare normal ca o elevă de liceu să umble prin toate bombele cu prezervative și țigări în ghiozdan? Ți se pare normal asta? Mie nu. Bun, și? Tu te-ai apucat de fumat la 12 ani, la 13 ani te-ai dus la femei. La 14. Ah, pardon, la 14. Ăștia au cursul de educație sexuală. În toată lumea civilizată se procedează la fel. Ești depășit, puiule. Tu nu vezi că generația asta e mult mai evoluată decât a noastră? Au dreptul să se iubească liber și în cunoștință de cauză. Nu pe unde apuc așa cum ai făcut tu. Da, da. Ție îți dă mâna să vorbești despre libertate sexuală. Pentru că tu nu ești tată. Tată? Da, tată. Tu n-ai avut copii. Copii? Da. Să te văd eu când ți-or mișuna prin grădină 2-3. Să te văd atunci. Tu vorbești de copii. Ia spune-mi, când i-ai văzut ultima oară? Hm? Spune-mi câți ani are a treia pensie alimentară? Cât poartă la pantofi a patra sau măcar dacă e băiat sau fată, tati? Te rog foarte mult, te rog foarte mult. Asta este cu totul și cu totul altă problemă. Bine, tati. Da. Am să-i comunic. Bine. A șasea. A șasea ce? A șasea pensie alimentară e nerăbdătoare și te așteaptă la poartă, cu anume Mercedes. Uite-l, ia-l, Duduie, ești așteptat.
Coloș! Ce cauți aici, nebună? Ți-am spus că sunt în timpul serviciului. Mi-a fost dor de tine, n-am putut să mai rezist. Arci arșafurile sub mine, că te iubesc, mă! Și eu te iubesc, bă, m-am gândit toată ziua la tine. Hai aici, pe bancă! Ești nebună în fața poliției? Păi am o declarație de luat și într-o oră sunt la tine, da? Hai, du-te! Du-te și pune vodka aia la frigider, hai! Să vii tu numai, babuinule, cam să te sfârși! Numele, prenumele și vârsta. Calotă Viorela. Împlinesc 18 ani în toamnă. Părinții? Tata a fost pilot pe curs externă. A murit într-un accident. Mama e incineră. După 90 a intrat în afaceri. Acum are două fabrici în provincie și un stop în București. Dumneata? Sunt elevă la Cantemir. Învăț bine, am numai note de la 8 în sus. Ce căutai la Pământ și Crac? Stau în cartier. Te aduci des? Aproape în fiecare seară. Mama ta știe? Pe mama o interesează doar carnetul de note și să fiu sănătoasă. Da, e frică de sidă. Când lipsește de acasă, stai singură? Avem menajeră. De-aia angajată să ne facă curățenie, nu câine de pază. Care va să zic că ești de capul tău? Până acum n-am dat-o niciodată în bară. Nici acum nu știu ce am greșit. De la 13 ani mama mă lasă la discotecă. Dar colegii tăi se distrează la fel? Depinde. Unii au părinți încuiați. Ce rezolvă? În loc să-i lasă să se distreze seara, chiulez de la ore și o fac ziua. Ți-e frică să nu te reclam la școală, nu-i așa? Da, nu știu ce am făcut rău. Aveam numai gorile în cancelarie și pe mine nu mă înghid deloc. De ce nu te înghid? Nu le sunt simpatică. Ia uite. N-aș fi zis. Mama spune că profesorii sunt, mă scuzați, o șleachtă de impotenți invidioși. Știți, în învățământ sunt salarii mici. Îi deranjează că alții se descurcă. Dacă ai bani, ori ești excroc, ori fost nomenclaturist. Deci de-aia nu te închide cancelarii? De obicei, elevele mai drăguțe se confruntă cu corpul didactic. Profesorii n-au încredere, profesoarele sunt geloase. Ăsta e adevărul. Vrei să-mi explici? Profilor le place să tremuri în fața lor. Dacă nu le ești simpatic, te ard la notă. Mai că cu mine nu ține. Eu învăț bine, sunt a doua în clasă. Dau un icter și n-au ce-mi face. Abia mă așteaptă la cotitură. Nu cumva ți-ai inventat-o singură războiul ăsta? Să știi că părinții se mai și înșală uneori. Mama nu se înșală. Nici atunci când are încredere în mine. O să-i păstrăm încrederea intactă dacă ai să mă ajuți. Dacă ești sincer, spune-mi tot ce știi despre Vic. Se numește Victor Săraru. Ce vrei să știi despre el? Tot. Cum l-ai cunoscut, cu ce se ocupă, în ce raporturi vă aflați? L-am cunoscut acum 3 săptămâni la Pumnul și Cracu. Tu l-ai abordat? Nu. El m-a invitat la dansă. De atunci ne întâlnim aproape în fiecare seară. Ce învârte? A făcut 2 ani la construcții, dar după 90 s-a lăsat. Acum e în afaceri, nu știu. Ce bucărește. Spune-mi mie, te-a rugat vreodată să-i faci un serviciu? M-a trimis să-i cumpăr niște pești exotici. Mi-a dat bani și m-am dus la magazin. Pești exotici? De ce te-a trimis pe tine? Nu putea să-i cumpere el? Trebuia să plece la Brăila. Peștii care interesau apar foarte rar. Era frică să nu-i piardă. Unde se află magazinul? Pe la Piața Confederației. De fapt, e un coafor de câini. Am distrat grozav. Mai vreți ceva? A, eu nu. Sunt lămurit. Da. Ai idee ce a făcut cu peștii? Ce să fac? Și era de acasă. Tu ai fost vreodată la el? Niciodată. Ne vedem la Cracu sau la mine. Când nu e maică ta acasă, probabil. Mama mai tot timpul nu e acasă. Și oricum mama e o persoană foarte discretă. V-am spus, în afară de note și seropozitiv, nu mă interesează nimic. Și pe Vic nu l-ai prezentat. Nu se mai poartă. Spune-mi, Viorela, tu crezi că băiatul ăsta te iubește? De ce și-ar pierde timpul cu mine?
Nici nu știți câte fete încearcă să mi-l fure. De ce m-ar minți? N-ai dreptate. Dar tu-l iubești. Sunt moartă după el. Îmi pare rău. Dar va trebui să-l uiți dacă nu vrei să ai necazuri. A făcut ceva rău? Las că vorbim altă dată. Acum du-te acasă. Trebuie să fii foarte cu minte. O să te conducă cineva. Da. Nu există nicio soluție. Nu prea. Dar să știi că a fost una din zilele tale norocoase. Și altceva ce mai știți? Mai știm, mai știm. Din 91 până 94 ai lucrat la negru în Germania și în Belgia. Nu? Așa e. Am strâns ceva dovede și am investit în micul comerț. O vreme am ținut o tarabă la metro. Și acum ce faci? Pentru moment nimic important. Mă orientez. Caut un asociat care să fie specialist. Zău? Specialist în ce? Să zicem industria alimentară. Mă gândesc la o fabrică de produse dietetice și la una de produse apicole. În vest, chestiile astea merg de minune. Mai să fie, măi. Albine și vaci. Înălțător. Este exact modul în care văd și eu lucrurile. O să am mare succes. În 2-3 ani... Devii angrosist. Nu. Mare întreprinzător. Comercianții pot fi angrosiști, nimic de zis. Însă eu, ca producător... Hai, gata cu vrăjeala. Repede și pe scurtătură. Unde erai azi de dimineață între 9.30 și 10.30? Mai întâi de toate am și eu dreptul să aflu motivul pentru care am fost adus aici. Bă, n-ai niciun drept. Ai auzit? Niciun drept. Mai să fie. Trăim într-un stat de drept, nu? Pot vorbi numai în prezența avocatului. Auzi, domn capitan, avocat. Asta la televizor, băiețel. Astea sunt cioace electorale pentru Mița Apaca, zisă Bigudiu. Cu Constituția cum rămâne? Du-o la Buda. Aici Constituția sunt eu. Clar? În condițiile astea refuz să vorbesc. Ascultă-mă, nenorocitule. Dacă ți iau fălcile la întrebări, mâine plânge măta de ce băiat frumos a avut. Ai auzit? Asta a fost așa, ca mustrare cu avertisment. Măi, doare, dracu, viteji mai sunt de când celălalt n-are cum să-mi posteze. Mă ții cu mâinile legate. Auzi, bă, te fac zdrențe oriunde ți-ai ține mâinile. În cur sau pe flintă. Ai înțeles? Da. Dă-mi o șansă. Șansă? Dar tu ce șansă e dacă oanei aurii ca vierme? Bagă bine la cap. Să știi că nu ieși întreg din mâinile mele. Ai înțeles? O să te reclam. O să-ți roți cazmalele alea până la os. Ești afară! Înțeles. Vezi că găsești la ofițerul de serviciu numărul lui Bill Clinton. Dacă te interesează și Strasburgul, îți fac eu șusta. Îl cunosc pe portar. Îți place? Alte figuri mai știi? Te țin la curent. Ăsta a fost doar Mizilico.
doare capul. A, fir așa al dracului să fiu. A, iar am dormit scurt. Ce vrea puiul meu? Ah, mă doare cap. O cafea sau un pahar cu lapte? Oh, dar ce am față de biberon? Dacă ai putea să-mi faci rost de o bere rece, ai zice că ești cea mai formidabilă panoramă din sud-estul Europei. Ce-mi dai ca să-ți dau? Aoleu, lasă-mă, lasă-mă, dă-mă, iar, iar, lasă-mă! Cum, cum iar? Cum iar? A trecut mai mult de o oră. Lasă-mă, dracule, în pace, mă auzi? Haide-mi, mare lucrătoare ești. Cal de montă ți-ar trebui. Haide, eu mă mulțumesc cu armățarul meu. Hai, dracă, la ura și la gar. Spengono le luci, tacciono le voci. Salutare, umbră veche. Arăți ca un pitic la matineul de nuntă. Și tu arăți ca un hamal. Dacă te vede suliță, îl indispui pe toată ziua. Da? Știi ce tri sunt? N-am închipui, dar trebuie să tragem noi pentru tine. Păi dacă sunteți fraie, și în somn stați drepți în fața lui. Sunt curios să văd unde ai ajuns cu domnul Victor Săraru. N-am ajuns prea departe. E dat dracu, să știi. N-am niciun dubiu că domnul Victor Săraru, ieri dimineață, a luat-o la ochi pe Coana Aurica. Fii atent, că te bazezi pe declarația unui minor de 11 ani. Când i-am spus că am un martor care a văzut filmul din podul unei case, i-a căzut fața. Mă scuzați, nu e suficient. Puțin îmi pasă că în momentul ăsta nu-l pot duce în fața tribunalului sub acuzație de crime. Păi și atunci? Bun, și atunci sunt absolut sigur că el e criminalul. Tot ce vreau să fac acum este să-l sperii în așa fel încât să mă ducă la țeastă sau la care dracului e în spatele afacerii. Bun, și dacă e un criminal angajat prin contract și nu știe nimic? Păi, oricum l-a contactat cineva, nu? Pe Cătălin Voicu, sigur îl cunoaște. Nu sigur, poate. Nu poate, sigur. Păi, pariu? Tu te bazezi pe faptul că ei frecventau același stabiliment, nu? Că am dat de Săraru pe când îl căutam pe Voicu, nu? E subțire, Costică, e subțire. Dă dracului pe Săraru. Mă duc după Voicu. Unde te duci după Voicu? Întâi mă duc la ăla care pune câinii pe bigudiuri și după aia la peștișori. Unde te duci? Am multă treabă azi de făcut. Să mă duc la crematoriu, la 10 o incinerează pe Vanda. Foarte interesant să aflu cam cine mișină prin zonă. Piticule, lasă prostiile astea. Tu te iei după Sulița. Ce crezi, că marele boss
O să vină să-și prezinte condoleanțele? Sau o să asiste la funeraliile Coanei Aurica? Nu fi fraier, Costică, un observator. Tot trimite. Fii atent ce trebuie să faci. Vorbesc foarte serios. Sunt două lucruri. Unu, o contactez pe Nina și vezi ce știe despre Voicu. Al doilea, îl cauți pe la micul, pe Dorinel, și aranjezi o vizionare cu Victor Sărar. Ai înțeles? Ți-e clar? Ești în stare? Hai, du-te după peștișor. Ești în stare? Hai, du-te după peștișor. Bine. Noroc. Arestul poliției nu e sală de box. Am înțeles. Când vine copilul, minorul, să mă anunți. Da? Vreau să zic și eu. Și repet, nimic ilegal față de Sărarul. Ferm, dar nu dur. Da? Am înțeles. Bună ziua. Să trăiți. Capitanul Bătoiu, dacă nu se poate abține, să mă anunțe să iasă la raport. Am înțeles. Și nu locuiesc. Am înțeles. Bună ziua. Să trăiți.
am uitat. Alo? Plutonier Dumitru. În față de Doliu. Aici se întâmplă lucruri mari, Nic. Adică? Ce e? E pentru prima oară când Suliță insistă asupra unei probleme. Repetând un ordin. El de obicei dă ordinul, se cară și așteaptă executarea. Da. Acum ne îndeamnă să fim blajini. Tu ce presupui? Păi că lucrurile limpezi ca bună ziua, sfoile să trag foarte sus. Înțeleg clar? Salut, bătrâne, ce faci? Salut! Cum a mers azi la școală? Așa, așa, așa. E bun ce mănânci tu acolo? Depinde dacă vă place. Vreți să gustați? Nu mănânc la ora asta. Mie îmi place la orice oră. L-ați prins pe mafiot? Încă nu, sunt într-un mare impas. Am simțit că tu poți să mă ajuți și de asta te-am căutat. Mă gândeam eu că nu e o simplă coincidență. A, nu vrei să discutăm chestia asta în mașină? Nu! Hai! Să știi că dacă ai vrea, ai putea să mă ajuți. Trebuie să-l notific, nu-i așa? Am văzut un taxi morții. Vin mai mulți tipi într-o cameră, iar noi stăm dincolo de un geam pe întuneric și încercăm să-l recunoaștem. Tu chiar le știi pe toate? Deocamdată nu. Sunt prea mic încă. Poate peste un an sau doi. Bun. Deci vii cu mine? Cu plăcere, dar nu acum. Dacă nu vin la masă, bunica se sperie. I-ai spus? Ea știe? No, nu amestec femeile în treburi speciale. Păi atunci, la ce oră îți convine? La 4, când doarme bunica. Vă aștept aici, să nu ne vadă cineva. Cred că stăteau cu o mașină, da? Ok, ce mai lucru? Dacia asta îți convine? Mama vrea o Dacia, dar nu satisfăcea. Acum are Mercan. E pretențioasă și greu de întreținut, dar face impresie. Bine. Unde era cu șpaga? Imediat. Trăiți? Amirale, unde ți-e stăpân? Care dintre ei? Ăla cu moacă de poponar. A, domnul director Negulescu. Da, a plecat azi noapte la Suceava. Tata lui dânsu e foarte bolnav. Știu că stă aici. Vreau să văd garsonia. Da, poftiți. Om de treabă e domn Negulescu. E un domn, e un boier. Uite, aici e camera lui.
Dar cheia e la dumnealui. Dar insectele astea ce caută aici? E pești dumnealui, dar i-a scos afară că nu știe cât lipsește. Să am eu grijă de ei. Măcar dacă ar fi bun de mâncat. Sărut mânușițele, domnișoare. Hai, caro, că n-am vedere la mare. Urât te-a învățat guvernanta la Ogovie, cam tale nișa de frumos. Mamă, mamă, ce ochi ai. Ferici de mămicuța dumitale pe cine a fi pupat. Zât, fă pași. Acum de ce ești răutăcioasă și îndrupt sufletul? Este un câine special, un Rottweiler, o rasă de câini foarte puternici, în același timp foarte personal. Câți ani are? Nu, nu are ani, are 6 luni, să zicem. Aha. Îl cheamă Max. Max. Vine dintr-o familie bine cunoscută în lumea noastră. Ar putea să pară comic, dar mama lui s-a numit Mini, iar el se numește... Oh! Ce surpriză! Domnul capitan Bădoi este coleg cu băiatul meu, Bobiță. Iar dumnealui este viitorul meu soț. Poți să-i spui Toto. Toto. Capitanul Bădoi. Încântat să te cunosc. Încântat. Să nu-mi spui că ai și tu de-a ta un client pentru clinica noastră. Să știi că ai suntem cu toții numai și numai profesioniști. Păi de-aia am și venit. Mm? Toto. O cafea pentru domnul capitan. Sigur. Între profesioniști, o cafea profesionistă. Vă rog să poftiți în rău. Poftiți, doamne, iertați-mă.
Nu trebuie să ai emoții. Chestiunea e foarte simplă. În câteva minute ai scăpat. Eu n-am emoții nici la teze. Bunica zice că m-am izbit lui bunicul, care avea mult sânge rece. Acum pe cine așteptăm? Domnul Maior Demetru vrea să te cunoască. Aș fi încântat să-l cunosc. Vasica? Tu ești minorul Florescu. Mă scuzați, eu sunt Florescu Dorinel, nu minorul. Câți ani ai? 11. La ce școală înveți? Școala 49, clasa 6B. Părinții cu ce se ocupă? Sunt oameni de afaceri. Bun. Și cum de te-au lăsat să vii singur la poliție? Păi n-am venit singur. M-a adus domn capitan. Tot nu-i normal. Ba, e foarte normal. Știți, părinții sunt foarte ocupați. Bunica suferă de ficat, după masă bea ceai hepatic și stă întinsă multe ore. Apoi domn capitan mi-a promis că mă aduce înapoi. Bun. Ce căutai tu ieri dimineață în podul casei? De ce nu erai la școală? Păi am chiulit. Avem de citit o carte de Agatha Christie. Bun. Băiete, zi, pe care dintre ei l-ai văzut cu pușca? Pe niciun. Care din ei e Richard Gere? Nu se spune Richard Gere, se spune Richard Gere. Și niciunul dintre acești doi nu este Richard Gere. Ești sigur că îi vezi bine? Câte dioptrii ai? Nu-s dioptrii. Am astigmatism. Eu văd bine și la tablă și când aștept trolebuzul în stație. Fii atent. Ăla din mijloc, numărul 7. Nu e ăla Richard Gere? Nu. Și atunci cine e mama dracului? Nicolas Cage. Informații. Birou de informații e colea lângă lift. Eu pe dumneata te întreb. Ce? A cui e câinele din curte? Cine? Pocitanie? Cu ochii pleci? Mă interesează rasa, adică soiul. Aș vrea să dau de stăpânsul. A, păi la noi de la firmă. Nu? Nu. Vine pe aici când și când. Dacă faci o raită prin birou, dai de el. Auzi, păsărica? Da. N-am observat nimic deosebit la stăpânul câinelui? Adică la amândoi. Ce să observ? Că
Câinele și stăpânsul seamănă lei. Mă, dar comic ești. Ca artiștia de la televiziune. Ce-o fi în capul tău? Domnule! Ha? Chiar acum a plecat. Cine? Ăla cu jabra, nu-l cauți pe ăla? Păi cum a plecat? Nu trebuia să treacă obligatoriu pe aici? Mai e o ieșire prin spate. Dar de ce-o fi luat-o pe acolo, că de obicei pe aici trece? Pentru că l-a văzut pe Draco. Vă pasă. Am observat că oamenii mari nu cunosc artiștii. Bunica îl știe pe Tarzan încă de pe timpurile cu Johnny Weissmuller. Dar ai ceva cultură. Ar fi bine să mă lăsați aici. Da. Domnule, trebuie să ne luăm rămas bun. Mi-a părut bine de cunoștință, ești un tip tare. Poate ne mai întâlnim. Da. Sicilienii spun, cine nu moare se mai întâlnește.